dragilor, am ajuns la a doua rețetă din meniul nostru de prăjituri de Paște și o am alături de mine pe mama Maria. Îi spun așa pentru că este mămica lui Banto din România, așa mi-a prezentat-o el. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Bine ați venit, mama! Bine, te-am găsit, Banto! Bun! Dar ce ne faceți bun ca o mămică bună? Vreau să vă fac niște cozonaci cu nucă care îi plac foarte mult la Banto. Destul de mult! Tu mănânci cozonaci? Foarte unde mult. Ți se pun ție cozonaci ăștia? Scuză-mă că te întreb. Eu pun tot timpul în buhcica mea. În buhcica lui. Da, buhcica să lui. Fac așa 6 pătrățele. De la cozonaci? De la cozonac. Deci dacă mănânc pe toți 4, o să am 4 pătrățele atâta sau că? Nu, un pack, 6 pack. Aha, așa. Da, am înțeles. Bun, ia spuneți-ne ce avem aici și ce o să facem cu ele. Aici avem ouă, făină, zahăr, nucă, margarină, smântână. Și praf de copt și praf de vanilie. Tu ce vrei să faci cu uleiul? Spune pe rând. Întâi măcinăm nuca, spune. Întâi, am dreptate. Da. Macin eu că mi-e frică că strică blenderul. Aia e că eu de fiecare dată deci îi strică ceva în bucaterie. Deci știți că pe ce punem mâna tot strică? Da. Două blendere, două. Dar ești nu recunosc unul, l-am adus stricat de acasă. Dar ești adevărat că de când vin eu la emisiune, de când am început să lucrez cu tine, gătesc mai bine? Adevărat. Bun. Deci, dar cum vreți să facem? Cu ce începem? Măcinăm nuca, separăm ouăle, spuneți-ne. Separăm ouăle, nu. Dar când se bate spuma, nuca trebuie să fie... Bun, deci eu macin nuca. Sau vrei să macin tu nuca și eu separ ouăle? Eu zic că mai bine așa. Să știi că ai fost de treabă, sperăm să nu te strice, Doamne ajută. Doamne ajută. Nu pune multă bantă, așa mai facem. Nu pune multă? Eu sunt tot timpul cu mult. Dați-i peste mână dacă face prostii. Nu. Atunci luăm ouăle și unde acolo punem ce? Punem făină. Aici punem făină, așa. Așa. De unde e rețeta dumneavoastră? Ați făcut-o sau e... Am învățat-o de mult de la doamne, care mi-a gheară, dar... De atunci nu mai las de rețeta aceasta. Ce e maghiară? Maghiară? Oi, vezi? O colegă. Și eu vorbesc maghiar. Și Banto vorbește toate limbile. Atunci aici punem... Ouălele punem pe toate? Adică separăm albumul? Unul rămâne care ne facem unul să... Unul e pentru uns. Incredibil. Ce punem... Gălbenușul punem peste făină, bun. Peste făină, așa. Lipi cu superbiu. Ai reușit? Da, incredibil. Incredibil. Bun sportist, cel mai bun capoeirist din lume. Trebuie să zic. Și acum începe să fie și bun bucătar. Deci atât de modest, trebuie să că nu mai știi ce să faci cu el. Nu, că măcinată, ea învăț. Așa îmi place că a venit mama lui să-l pună la port, așa aici, că văd că nu ne... Nu, poți să pui cu făină, poți. Poți să pui acolo. Ai văzut? Deci nu să nu repede. Faci doi pași cu mama. Numai făină, a fost, da. Așa. Și albuciurile le batem spumă cu... Le batem spumă cu zahărul. Dar știți ce vreau să vă întreb? Bunica mea face și ea cozonaci. Din păcate a vrut să vină și bunii astăzi, dar e bolnavă. Ea îi face două spiți. Care e diferența între... Păi... Asta pentru că e cu praf de copt rețeta. Asta nu numai... Da, asta nu e două spiți, numai cu praf de copt. Ăștia îi spunem baili, da. Și ăia două spiți. Și păi, sunt foarte bun, mai dar... mult, există mai multe feluri de cozonac. Da. Serios? Da. Fai, ce cultură bună e asta aici în România. Tu te înveți aici. Așa, să mă spăl un pic pe mânuțe. Așa, așa și eu. La fel. Asta chiar e mișto. Chiar e mișto, Banto. Și știți ce vreau să vă întreb? Da. Nu, că cum o preparați? Bunii, de exemplu, bunica mea o fierbe cu lapte? Nu. Fără e la ăia, da, poate că la dospiț. Dar la ăștia batem spuma, punem zahărul și după aia amestecăm nuca. Și gata. Am înțeles, bun. Și vreți să bat eu albușurile spumă cu zahărul? Da, cu da. Tot zahărul? Punem tot zahărul? Nu deodată. Punem pe rând, așa câte o linguriță. Așa, o linguriță. O lingură de gătit. A, așa e bună. Uitați că mă pun eu aici lângă Banto și dumneavoastră frământați. Sau cum, ce facem acum? Da. Să iau margarina. Așa. Fii atent. Stai că facem noi într-o apă aici. Așa. Margarina. Gata, ce nu acum ar fi culmea să fie eu mică. Mai bine. Deci ce n-a făcut Banto, fac eu.
Amestecăm, batem pe prima. Da. Și cu te-o bate, te-o bate de stânga, eu bat de dreaptă. Uite-o și așa merge lucrurile. Dacă stricai blenderul din cauza cozii, dacă. Întotdeauna când bateți albușurile spumă, puteți să puneți și un praf de sare. O să fac albușurile mai lucioase, să știți asta așa de la... Aici explică cum să facă. Da. Eu v-am explicat cu spuma și mama Maria vă explică cum frământăm. Aici se pune 5 gheldinușuri de ouă, o margarină și smântână. După pun 3-4 linguri, cum văd că se face aluatul de cusut. Dar știți ce vreau să mă întreb? Că și bunica mea tot timpul spune asta. Făină câtă cuprinde, margarină câtă ia? Nu, eu am pus 500 de făină. 500 de făină la porția asta, așa e. Dar ce înseamnă asta cu cum îl simți la mână? Ca să... Cum îl simți eu la mâna mea, de exemplu? Tot la mână. Ca să pot lucra cu aluatul, să fie bun, adică nu să fie prea gras. Când am început să gătesc, cu toate rețetele în care știa făină câtă cuprinde, nici nu mă apucam. La făină câtă... Nu, dar aici ai 500 de făină. Dar dacă mai trebuie un pic de smântână sau ceva... Când te cuprinde? La noi când se prinde, când se lipește în mână, așa e? Aici ai... Bine că știi tu câtă cuprinde. Rețeta e de 500 de făină. 400 de grame de zahăr, dar nu se bag aici cu numai ouăle, margarina, smântâna și praful de copt și praful de vanilie. Am făcut progrese mari între timp, în sensul că umplutura e gata. Mama Maria a cântărit 4 bucăți egale din aluatul pe care l-a frământat impecabil. A uns tava cu ulei și acum a uns plașeta cu puțin ulei și o să ne arate cum întindem foaia pentru cozonac și cum umplem cozonacii. Adevăr am spus. Da, bine am spus. Da. Bun. Ia să vedem. O să dăm pe deasupra după ce se termină. Așa. Dacă dați cu ou de ce facem cu ouul o să lucească facem... frumos și o să se rumenească mai frumos. Să se rumenească. Asta? Asta îmi trebuie acum. Cu alea când strici tu blenderul. Chestia asta tot timpul mi-e frică. Chestia asta tot... Eu când era copii, tata mi-a luat tot chestia să-mi dai pe spate. Când stricai tu chestii, cu siguranță. Tu ai zis că stricai tot, tu. Cum îl întindem. Exact cum întindem mama Maria astea. Întindem frumos. Da. După aia punem nuca și după aia rulăm. Așa. Putem să punem și coaje de lămâie în aluat. Da, se poate. Știți că v-am arătat eu cum facem coaja de lămâie, un pic de coajă de lămâie, un pic de zahăr și le puteți face așa într-un borcan mare, le țineți la frigider. Coaja de lămâie începe să se caramelizeze frumos și o puteți folosi cam la toate rețetele de dulciuri și la aluaturile pentru cozonaci. Uite, încă o chestie. Vezi? Ca să știi. Ia uite. Cum și acum ce facem? Nuca. Uite. Trebuie o lingură iar. Uite, aici aveți lingură. Așa. Oare unde să... Așa să vedeți și voi. Deci vreau să vă spun că este demențială compoziția asta. E foarte, foarte, foarte bună. Am două lingură. Cel mai bun. Mă întindem frumos. Așa. Acum eu pot să spun. Da. Înainte eu era doar gustator. Acum așa. Eu sunt și bucătar și gustator. Și bucătar. De toate. Până că văd că mai trebuie. Păi mai trebuie, că dacă nu-i place lui Vanto, dacă n-are nuca acolo, când rup, se explodeze nuca din el, nu-i bun. Așa trebuie să fie. Dar ce bine e să stai, deci... Că s-au mai des invitați care să vină ei să ne facă rețete, pentru că e foarte bine să stai. În sfârșit, să stai. Da, pentru că tot până acum doar te-o gâtea. Dacă vreți, pot să mă implic. Așa. Totuși e misiunea mea să fac ceva. Hai. Mama, zi, și după ce fac eu? Acum o rulăm. De ce te grăbești? Dacă fata mare l-a măritat, stai acolo. Așa eu întreb tot timpul ceva. Să vă mai spun ceva, apropo de ou cu care dăm pe deasupra la cozonac sau pe marginea tartelor, etc.
În funcție de ce adăugați, apă, puteți puneți un pic de apă, puteți să puneți un pic de lapte, puteți să lăsați ou simplu și în funcție din asta, de asta o să aibă diferite, o să lucească în diverse moduri și o să se rumenească mai tare în cazul laptelui, mai puțin în cazul apei, să știți chestia asta, dacă nu folosiți doar ou simplu. Am înțeles. Vezi că te știu? Îți dai seama că te știu? Vreau că știu într-un singur domeniu, nu ca tine, așa și bucătar și sportiv și nu știu ce, dar măcar cu bucătăria. Așa. Și nu se lipesc unul de altul dacă îi punem așa pe toți în aceeași tavă? Nu se lipesc. Nu? Nu. De ce ai vrea să dacă se lipească ca să poți să ai o felie atât, da? Mare. Dacă se lipesc un pic. Da, cu cuțit pe acolo printre ei. Cât mai mult cozonaci mănânci, mai multe poate să le iese. Da. Nu, că deci este o minciună. O minciună gogonată, vă spun eu. Am mâncat foarte puțin cozonat și am ajuns în halul în care sunt. Deci nu îl credeți, nu este adevărat. Trebuie să mâncați numai salată ca să fiți ca el. Stai, că până la urmă am invitat și pe tine la mine la capoeira. O să vii. Tot zic că mă duc, da. M-am promis că atunci când apare în emisiune cu fusta până aici, o să știți că am fost la capoeira până atunci. Nicio șansă, nicio șansă. Luca. Așa. Multă muncă? Multă, nu? Așa-ți place, multă. Așa. Așa, tanti Maria continuă să umple cei patru cozonaci pe care avem și îi dăm cu ou înainte de a-i băga la cuptor. Și cum arată? Da. După aceea, la final, când sunt rumeniți frumos și când bantă o să se înfructe din ei și o să-i dispară pătrățelele. O să-ți dispară, spun eu. Nu prea cred. Da, sigur. Au trecut cam 25-30 de minute, cozonacii s-au rumenit foarte frumos, bantoi a încercat cu... E normal, aia deja am învânsat aia de la trecută, Tesla, testul cuptor. Cu scobitoarea, n-a rămas nimic pe scobitoare. Nimic. Și cam așa arată la final baigli sau cozonac cu nucă, este absolut delicios, nu puteți să vă dați seama cât e de bun. Da, așa au ieșit așa, ne-a făcut mama crocând, Maria. Crocătezat ca mine. Crocătezat. E foarte bun, să încercați rețeta pentru că merită, după cum vedeți, da, da. Are mai multă nucă decât cozonac. Mulțumim foarte mult, mama Maria, cel mai bun cozonac pe care l-am mâncat. Poftă bună și vouă și să încercați rețeta. Așa, așa. Nu uita, capoeira, cozonac și arată așa. Bun! La nicio masă de Paște sau pentru orice sărbătoare importantă nu lipsește cozonacul. Cu nucă, cu max, stafide, mai mare, mai mic, copt, fraged, aromat, cu multă vanilie sau rom. În orice combinație îl preferați, cozonacul este un must-have dacă ne putem exprima așa. Varianta pe care noi v-am propus-o este clasicul baigli. Ingredientele de care aveți nevoie sunt 6 ouă, 500 de grame făină, 500 de grame nucă măcinată, 400 de grame zahăr, o margarină, un pahar mare de smântână, un praf de copt și un praf de vanilie. Poftă bună! Dragilor, v-am spus că o să facem o rețetă clasică pe care o găsim în caietele mamelor și bunicilor și cu siguranță vă aduceți aminte de când erați mici, prăjitura tăvălită în nucă de cocos. O știți cu toții și o să facem astăzi împreună cu Banto, de care deja m-am săturat toată ziua aici cu mine. Ei, normal, și împreună cu și Dina Pop. Bine ai venit la noi, Dina. Bine v-am găsit. Bine ai venit la noi, Dina. Bine v-am găsit. Dina este așa o dansatoare foarte drăguță și finuță, așa cum o vedeți, și este prietenă veche cu Banto, așa că e poți să depeni amintiri de tot felul. Așa e. Până una alta, hai să începem să facem și rețeta și povestim între timp. Dina, o să te rog pe tine să faci blatul. Perfect. Și eu o să fac siropul. Pentru blat avem un tub pe care îl frecăm cu zahărul, ca întotdeauna până trebuie să fie întotdeauna la temperatura camerei, îl frecăm împreună cu zahărul până se facă o spumă și pe urmă adăugăm pe rând mierea, ouăle și restul ingredientelor. Cred că te descurci, n-ai Sper. Nici o treabă. Bun, și eu între timp... Am să iau o lingură. Așa, eu între timp o să încep să fac siropul. Și siropul ăsta este cel în care după ce prăjitura se răcește și o tăiem bucățele, o băgăm în sirop și o dăm prin faimoasa deja nucă de cocos. Ok, văd că Dina deja a trecut la treabă și trec și eu la treabă in the meanwhile. Așa. Cum, hai să vorbim un pic. Spune-mi mie cum e că merge, cum e că merge cu dansul acolo. Excelent. Avem multă lume care vine și dansează, da? Și care se simte bine și care dansează muzică latino, care dansează tango argentinian, care dansează swing, care dansează dans de salon, dans de societate, vals. Sau deci tu faci de toate? Da.
Asta e. Că eu când te văd de fiecare dată, te văd că arăți mai bine. Mulțumesc. Asta e, semnifică că de fiecare dată cât arăți mai bine, mai multe sport. Practică mai mult sport, mai multă dansă? Da. Sau afară de dansă faci și altceva? În afară de dans fac mișcare dimineața. Da. Mă duc la sala de sport și stau în sala de sport undeva la 30 de minute, 40 de minute. Nu trebuie mai mult, e suficient. Așa e. Și în rest mă duc la not, măcar o dată pe săptămână. Bravo. Încerc măcar o dată pe săptămână. Și cam atât. So, și gătesc. Și gătesc, da. Îmi place să gătesc. Ce ți place mai mult, să faci dulciuri sau mâncare gătită? Mănânc puține dulciuri. Nu mănânc foarte multe dulciuri. Îmi plac dulciurile, în schimb. Nu stau de parte de ele. Nu mă abțin. Le consum. Îmi place să le mănânc. Moderat, dar le consum. Îmi place să gătesc orice. Și să încerc lucruri noi. O, înseamnă că o să-ți placă la noi aici. Dar și mănânci și orice. Asta? Și mănânc orice. Bravo. Nu se vede, dar știi prăjitura asta de când erai mică? Știi despre ce mi-aduc aminte de ea, o făcea mama. Da, da. Am spus eu că toate mamele și bunicile. Așa e. Da. La tine în Brazil nu se făcea, știi? Bun, cum îmi spun eu mereu, pe eu tot timpul ai dreptate. Așa e. Mie îmi place cu Pantu, așa că el tot timpul îmi dă dreptate. În Brazil n-avea nevoie de prăjitura asta, pentru că mâncau direct nuca de cocos da, și consumau. Da, aveau alte lucruri. Asta e. Nu aveau nevoie să o gătească. Mm-hmm. Asta e. De ce nu folosești mixerul? Că o să meargă mult mai ușor. Fac gălăgie. Poți să faci gălăgie. Poți să fac gălăgie. Pentru că avem la parier. Aia cu siguranță. Siguranță. De ce vrei să-ți chinui mânuțele drăguțe? Aici poți să faci orice. A, da? Aici, mm-hmm. Da. Dacă Bantu poate, crede-mă, oricine poate. Da. Pentru sirop, am topit aici untul. Și punem, când e topit, punem și zahărul. Amestecăm frumos și lăsăm pe foc până se topește zahărul. Și pe urmă, când zahărul e topit de tot, de tot, de tot, adăugăm restul ingredientelor, respectiv laptele, esență de rom, e foarte importantă, sau puteți folosi și rom, însă dacă serviți creștura copiilor, e mai bine cu esență, cacao, cam astea sunt ingredientele pentru sirop. Și dacă siropul cumva este prea gros, există și posibilitatea asta, dacă zahărul începe să se caramelizeze și siropul este mai gros, puteți să puneți ori un strop de apă, ori mai mult lapte. Deci așa zahărul e aproape topit. Așa. Mai lăsăm un pic. Vezi ce bine e cu mixerul. Și acum poți să începi să pui faina? mierea, ouăle și laptele. Ah, okay. Întotdeauna la prăjituri, cum am spus și înainte, e bine să punem întâi ingredientele lichide și la final vine făina, praful de copt, cacaua și ultimele sunt adițiile, respectiv fructe confiate, stafide, morcovi, orice altceva îmi pune în prăjitură, nuci, toate vin la final și de obicei trecem de la mixer la spatulă ca să nu stricăm mixerul unul de altul. Gina, spune mie când timpul faci tu dans? De cât timp? De câți ani? De cât timp dansez? Da, dansez, da. Wow. De mult timp. Mie îmi place să spun și e adevărat. Dansez de când eram la mama în butică. Voi pentru că... Ai fost un bebe agitat? Nu chiar. Nu știu. Probabil tata ar fi cel mai în măsură să spună cât de agitat am fost. El a avut de suportat, ca să zic așa... ce-i cerea mama să facă ulterior. Dansez, am făcut balet, am făcut dans sportiv competițional, am dansat și sunt instructor ulterior. Dansez de undeva de pe la vreo 7 ani. Deci e de mult. De mult, de mult. Și putea să fi putut să faci altceva în viață în afară de dans, dacă ai fi ales altceva, ce ar fi fost? Știi că tot avem viserele, o să fiu doctorit, o să fiu doctor veterinar, o să... Ce-ai face altceva dacă ar fi să alegi altceva? Eu am lucrat în comunicare, relații publice, am lucrat în publicitate, deci am avut ocazia să fac și alte lucruri decât dans. Și tot la dans ai... A ales dans. A ales dans, da. Bravo, pasiunea mea, bravo, iată. Bravo. A rămas. Exact ca Bantu. De exemplu, tu ai venit la mine la capoeira. Da. La grupul Vagiação Capoeira, GVC Capoeira, profesorul Bantu. Da. Și ai văzut niște diferența de la dansa pe care faci tu și la capoeira noastră? Vezi că la capoeira noastră e lupta, dansa, arta, cultura, muzica. Ce mi-a plăcut mie foarte mult la capoeira este că combină foarte multe elemente, nu are doar unul singur. Pe lângă faptul că faci mișcare fizică,
Ai și muzică, interacționezi cu lumea, pentru că nu ești singur în, da, în sală, la fel și la dans, interacționezi cu partenerul. Da, da, da. Muzica e foarte diferită, cunoști o cultură nouă, e frumos, îmi place. Mă bucur. Ai văzut? Voi de acasă? Mănânci sănătos, eu știu, mă văd să-i restrictă cu teu și veniți la mine la capoeira. Să dați jos dulciurile. Da, și adică, la dans. Adică, o să insistăm cu capoeira, vă spun eu, să fie așa o ediție, ar putea să filmăm chiar în sală, pentru că cu siguranță o să fie cazul după sărbători. Și de ce e chestia asta, că de sărbători mâncăm foarte mult. Mie nu mi se întâmplă niciodată, pentru că eu avem probleme cu stomacul și cu colicii, să încerc să nu mănânc. Așa. Dar deja asta e știrea clasică de Paști de Crăciun. Deci eu gătesc. Cazuri miliarde de indigesti. De ce? Eu gătesc, dar nu mănânc. N-apuc să mănânc. Eu știu ce se întâmplă dacă fac, de exemplu, fac o prăjitură cum e asta, și-am mirosit sosul, și-am mirosit nu știu ce, nu mai îmi trebuie. La final. Știi, dacă ai face-o tu, de exemplu, și eu aș sta, aș mânca-o, dar evident, e sosul. Adaug făina? Da, poate putem pune și făina și laptele și praful de copt, bineînțeles. Și eu, între timp, tapetez tava cu făină și hârtie de copt. De data asta folosim hârtie de copt și noi o punem doar unt și făină și vă explic și de ce. Pentru că avem nevoie să scoatem prăjitura întreagă, să nu se rupă, să putem să o tăiem cât mai bine și atunci cel mai simplu este cu, cu hârtia de copt. Ok, am pus aici untul, am... Încă o chestie, dacă nu vreți să ungeți tigaia cu tava cu mâini și vreți să puneți doar hârtia de copt, vreți să o udați bine înainte, o strângeți în mâini și o să devină foarte maleabilă și se lipește de tavă. Dar în cazul tăvilor antiaderente, cum e asta, sau tăvilor ceramice sau foarte tensionate, e mai ok să dăm înainte cu un pic de margarină, cu un pic de ulei, pentru că atunci hârtia de copt se lipește foarte bine și ia forma tăvii și pe noi asta ne interesează. Dacă scopul e doar să nu se lipească de fund, ok, atunci putem doar să umezim. Dar când vrem ca prăjitura să păstreze forma, să fie cât de uniformă, atunci e important să ungem tava. Așa. Și încercați să lipiți foarte bine hârtia de copt de tavă și să o nivelați cât de bine puteți, da? Pentru că la prăjită e important ca... Înainte, acum pot să pui și laptele și praful de copt în urmă. La tăvălită e foarte important ca bucățile de prăjitură să fie cât de cât egale. Gata, l-am terminat și acum e și mai bine, că e aluatul mai consistent. Da, și el lăptit așa. Amestecăm bine. Așa, și pentru că noi am avut invitate astăzi pe Ana și pe Eric, vi aduceți aminte, sunt pereții de rockabilly. Nu ne spui și nouă cum e cu cursul de rockabilly, ce învățăm acolo, când putem să venim, unde putem să venim, cum e? Cursurile sunt în fiecare miercuri și vineri, de la ora 19 la ora 20:30 la Casa de Cultura Studenților. Și probabil că cei care o să se uite la noi o să se întrebe, eu n-am auzit niciodată de rockabilly ca și stil de dans, pentru că nu există rockabilly ca și stil de dans. Mulțumesc foarte mult. Tu povestește-ne, eu pun aluatul aici, da, la locul lui. E o mișcare care a plecat de la rock and roll și practic se dansează, e o formă de swing. Toate au un numitor comun, respectiv lindy hop, care ulterior a dezvoltat foarte multe stiluri. Știu că tu ești pe toculețe acum, dar ai putea să ne arăți o mișcare de swing? Așa, pentru eu, sincer spun, nu știu despre ce îmi spui, deci eu nu știu ce swing-ul are la bază un pendul, da? Să-l vedem ca unduială. O unduială, da, să gândim pe o unduială. Are o mișcare de pendul și se mișcă dintr-o parte înspre cealaltă corpul, dintr-o laterală în cealaltă, sau poate să fie din față în spate. Mișcarea de pendul, de exemplu, e folosită și pentru valsul vienez. Ce au în comun majoritatea stilurilor de swing este un triple step, ca așa se numește. Hai, Banto, faci, că tu ești mai dansator pentru dintre că noi. Și, că, și eu și o dată nivelez prăjitura. Păi, serios, și eu odată m-am îmbrăcat de femeie și m-am pus toc și am dansat. Ai dansat? Da, și foarte bine. Da. Hai să arătăm. Și să arătăm swing? Da. Facem pentru tine? Da. Ok, calc înapoi. 1, 2, swing, swing. Uite ce drăguț! Dar știu că Banto o să poartă, de-aia m-am făcut eu că nivelez prăjitura ca să-l pun pe el.
La bandu-i place. Nu știu chiar cea mai bună dansatoare. Cu bandu să dansăm samba imediat. Da, așa e. Te bagi la o samba? Ne băgăm la aia o samba? Aia cu siguranță se descurcă bine. Hai zic, eu tot nivelez. Excelent. Apoi asta, cam asta e. Eu recunosc că nu sunt cea mai bună dansatoare, de asta prefer să... Nu, nu, toată lumea are impresia că e foarte dificil să înveți să dansezi. Nu, eu cred că tuturor le e frică să se umilească, știi? Și atunci decât să-ți faci ceva mișcări de la așa și toată lumea să râdă atunci mai bine. Cred că Bantu... Ca în clasa 8-a la discotecă, știi? Cred că Bantu știe. Când vine lumea la cursuri, în general, avem așa o teamă că nu suntem capabili să executăm un anumit gen de mișcare. Mai e teama că învățăm destul de târziu, ne apucăm să facem sport la vârstă destul de târzie, ceea ce... Da. Eu sunt mai puțin de acord cu exprimarea nu fac sport pentru că am 30, 40, 50 sau... Să faci sport. Exact. Motiv în plus. Deci ar trebui să vină toată lumea să practice orice fel de mișcare, dar revenim la swing. E ușor. Cursurile sunt miercurea și vinerea, cum spuneam. Încerc cu cei de la Rockabilly să trec în revistă toate formele de swing, respectiv am început cu Lindy Hop săptămâna trecută, ca să vadă cum a început swing-ul. Am dansat rock and roll, pentru că în final acolo vom ajunge. O să trecem și prin faza de East Coast Swing și de West Coast Swing, ca să ne putem obișnui cu toate stilurile și să optăm să dansăm unul care ne place cel mai mult. Vezi câte lucruri învățăm, deci eu nici nu știam ce este swing, era în mintea mea, era așa un swing. Și că sunt atâtea feluri, adică se pare foarte... Dar swing la noi, de exemplu, folosim swing baianul și punem tot tipul de dans împreună. Ce? O swing baian. Da. O muzică noastră tradițională. Da. Puh, câte feluri de swing și un singur fel de prăjitură pe care îl dăm la cuptor și mai povestim acum despre swing, mai să vă spun eu așa. Și prăjitura asta cu siguranță să fie swingată. Da, swinguită. Swinguită. Prăjitura swinguită a intrat la cuptor unde o să stea cam 20 de minute la 180 de grade. Nu uitați să încingeți cuptorul înainte de a începe toată procedura asta, încingem cuptorul și după aia ne apucăm practic de prăjitură și noi ne întoarcem imediat să vă arătăm când e gata prăjitura și mai vorbim și despre swing și despre dans și mai dansăm un pic. Și mai vorbim și... Dragilor, după vreo 20-25 de minute, prăjitura s-a copt, a și crescut frumos, am tăiat-o în bucățele aproximativ egale și e important să o lăsăm să se răcească bine și prăjitura și siropul înainte de a începe. Și acum o să facem ce făceam când eram mici, luăm bucățica de prăjitură, și o dăm prin... Și gustăm tot copostatul. O dăm prin sirop frumușel și lăsăm să se scurgă un pic excesul de sirop și o dăm prin nucă de cocos. Sigur vă aduceți aminte de când erați mici, toți am făcut asta cel puțin o dată în viață. Eu deja sunt mai vesel pentru că am mâncat deja. Și cam așa, și tot facem așa până umplem. Încerc? Vrei să te mânjești? O, da! O, da! Foarte bun! Asta era partea cea mai... Așa fac eu de obicei. Da, și mama, de exemplu, tăia cojile de la prăjitură pentru că întotdeauna cuptorul nostru ardea. Da, și ne le ardea și noi lingeam de acolo. Nu băgam sirop, numai de pe margine ce este, că nu mi-ajunge sirop. Bun, bun. Pe vremea era un lux să ai 300 de grame de unt cât îți trebuie pentru rețeta asta. Și atunci mai rupea de unde putea, dacă aveai și margarină, erai cocos. Și pentru să fie mai gustos. Exact, și nucă de cocos se găsea greu. Și pentru să fie mai gustos trebuie să mohdărești degetele. Așa-i? Da. Nu mai trebuie sirop care negru deja. Nu, e normal. Doar nu doar negru, și crocant. Dar uite cât sunt de frumoase. Uh-huh. Și pe orice masă de Paște a românilor o să vedeți asta. Deci sunt câteva care invariabile, vedeți. Asta, albinița, prăjitura aia cu foi de miere, un strat de cremă cu gris, un strat de... Știi? Asta și cea cu nucă. Cine nu avea nucă de cocos... Făcea aceeași prăjitură cu nucă. Cu nucă măcinată. Și știi că mai era una rumba, îi zicea, care era ca un fel de ișlere și era crema și după aia o dădeai în... O știi pe rumba? Eu habar, nu. Stai că te-au dat trecut, au venit cu una... Ambrozie. Tu știi de ambrozie? Da. No, deci doi oameni spun că există, trei cu prietenul meu care mi-a spus despre ea. Și Banto brazilianul habar nu are. Uite, lasă că există ambrozie și e un fel de seamănă cu crema creme brulee așa. Da, păi el nu trebuie să le știe numele. El le gustă. Îi place și gata. Dar știi ce mai înseamnă ambrozie? Femeie urâtă. Serios? Și eu care explicam că ce desert minunat era degustarea zeilor. Dacă zici ceva întâlnire. Mâncarea zeilor. Dacă zici ceva întâlnire cu un băiat și dacă ele aude că numele fatei e Ambrozia, nu e ce se duce. Deci uite, tipic, da? Deci femeile care au muncit și Banto. Care bagă. El muncește cel mai mult. Da. El cu mâinile murdare cu mâinile și cu maxilare.
foarte mult. Uite. Închid odată să putem să prezentăm. Așa arată la final prăjitura tăvălită cu nucă de cocos pe care eu și Dina am făcut-o și care e foarte bună pentru că e degustată de Bantu. Exact, și care e bună pentru că Bantu și-a băgat și el degetul în nuca de cocos. Să aveți un Paște fericit cu toate prăjiturile astea pe masă și... Poftă mare! Și mai ce? Poftă mare! Poftă mare! Poftă mare. Și să arată așa, negru ca mine și crocant și frumos. Frumoasă ca mine și neagră ca el. Și așa. Complet cabina, că ea e cu rochiță neagră și frumoasă. Pa, mulțumim! Pa, mulțumim! Prăjitura tăvălită cu nucă de cocos este una din rețetele vechi, clasice, din rețetarul de prăjituri al bunicii. Este una din acele rețete ce vă vor aduce aminte de copilărie și chiar dacă doriți să încercați dulciuri mai moderne, pentru masa de Paște, Teo vă recomandă să o încercați și pe aceasta, măcar într-o duminică frumoasă în această primăvară. Ingredientele pentru blat sunt următoarele. 30 de grame unt, 200 de grame zahăr, un ou, 2 linguri de miere, 100 de mililitri de lapte, un pliculeț de praf de copt cu șofran, 250 de grame făină, o linguriță de zahăr cu scorțișoară și 300 de grame nucă de cocos. Ingredientele pentru sirop sunt următoarele. 200 de grame unt, 250 de grame zahăr, 3 linguri cu vârf de cacao, 100 de mililitri lapte și esență de rom după gust. Avem orice rețetă, îți poftești. Iam, 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 iam.